Da. Ce fuge timpul ăsta? 75, scrie pe ăsta și pe mântuie la lecția ta. 75 egal cu. Dar și tu ai lecții, cred că, și tu ai. Să nu se arasă aici. Da. Nu mai scriu 75. Nu mai scriu 75. Hai, zic că... Să dați comparații, la mine și ușoare. Da? Nu se face sigur. Hai să vedem. Spune-mi tu. Eu mai am doar un punct. Hai, repede, să-l facem. Scrieți numărul 90, că sumă de putere are 3. Are lui? 3? Așa. 90 ca putere, sumă de putere al lui... Noi facem sumă de putere al lui 2. Că toți suntem aici și facem și 3, da? Așa. Deci, egal cu 90, ne uităm în tabla noastră. Cine este cel mai apropiat de... 2 la 6, da? Deci vine 64, ca să înțeleagă prietenii noștri. 64 plus cât până la 90 mai este? 64 până la 90... 26 ar bine, nu? Îți scad din 26 plus 26. Și egal, 64 acum scriu ca fiind 2 la... Așa, plus 26. 26 ne uităm care e mai apropiat. 16. Da? Deci plus... Spune-mi aici plus cât? 16 plus 10. E 26. Da? Asta e 26. 16 plus 10. Și egal cu 22 la 6, plus 16, care e 2 la 4, și plus 10, pe 10 care e cel mai apropiat de cine este 10? De 8. Da. Deci plus 8, plus 2. Cristina, te rog să scrii și tu. Da? Și egal cu 2 la 6, plus 2 la 4, plus 8, 2 la 3, plus 2 la 2 la 1, nu? Da. Așa. Da. Și egal cu. Nu-i 2 la 1, este 2. Așa, 2 la 1 este. Și egal acum cu. Trebuie să iau pe toți, descrescând. 2 la 6. 1 ori 2 la 6. 1 ori 2 la 6. Plus 1 ori 1 la 5. 0 ori 2 la 5. 0 ori 2 la 5, că nu l-am pe 2 la 5, nu? De la 6 s-a dat 4. 1 ori 2 la 4. 1 ori 2 la 4. Plus 1 ori 2 la 3. 1 ori 2 la 3. Plus 0 ori 2 la 2. Da. Plus 1 ori 2 la 3. 1 ori 2 la 3. Plus 0 ori 2 la 0. 0 ori 2 la 0. Foarte bine. Și este scris numai cu coeficienții, numai cei din față, adică este scris cu, în baza 2, așa, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 și punem 2. Așa este 90 scris în baza 2. Acum să facem pe 90 în baza 3, tu să mi-l spui așa. Pentru asta o să vedem puterile lui 3. 3 la 1 egal cu 3. 3 la a doua egal cu cine? Cu 9. 3 la a treia 27. Egal cu 27. 3 la a patra 81. 3 la a cincea 150. Nu. 3 ori 1, 3, 3 ori 24. Nu. 3 ori 1, 3. Păi cu asta am mulțit cu 3. Da. 3 ori 1, 3. 3 ori 8, 24. 243. Și acum începem. 90, cum am făcut și la 2, facem și la 3. Deci 90 este egal cu... Ne uităm, de cine se apropie 90 cel mai... 3 la 4, de 81. Deci egal cu 81 plus... 81 plus cât mai e până la 90? Plus 9. Și egal cu... 81 înseamnă 3 la 4, că ai spus foarte bine. Plus... 3 la 2. Plus 3 la 2, foarte bine. Și egal mai departe cu 1 ori 3 la 4 plus 0 ori 3 la 3, că nu există. Da, da. Da?
plus 1 ori 3 la a doua, că l-avem. 1 ori 3 la a doua. Plus 0 ori 3 la a treia, plus 0 ori 3 la 0. 3 la a treia, plus 0 ori 3 la 0. Și atunci el să scrie așa. 1, 0, 1, 0, 0, în baza 3. 1, 0, 1, 0, 0, în baza 3. Așa l-am scris pe numărul acesta, în baza 3, da? Da. Și așa am vrut să scriu, dar tu unde puteai opri? Ștefania și cu Cristina. Te puteam opri la 3 la 4, 3 la 2. 3 la 4 plus 3 la 2 și Cristina se oprește. Da. Așa e bine zis. Da, da. Atât ai spus. Noi am făcut și mai mult. L-am scris mai departe, cu putere descrescânde, deci cu ce chestiune plecați așa de la discuția noastră, de la întâlnirea noastră astăzi? Cu faptul că la calculatoare totul se ascunde ce? Scrierea în baza 3. Deci este spectaculos. Da. Deci acest lucru să ține minte toată viața. Și ce ați mai reținut? Că trebuie să ajungeți în scurt timp ca să preluați ștafeta celor care v-au dus până în loc, nu? Ați plecat de la zero și trebuie să ajungeți repede ca să preluați ștafeta lui... Cui să-i luați? Lui ginerile meu. Care lucrează acolo unde? Lucrează la... Am povestit la Microsoft și face chestia aceea. Da? Trebuie să ajungeți repede să preluați de acolo. El așteaptă... V-am bătrânit. Cât de curând? Da. Cât de curând? Nu chiar cât de curând. Tânăr. Dar când va îmbătrâni, așteaptă să fie cineva să spune, uite, până aici am ajuns eu cu cercetarea mea. De aici încolo, preia altcineva. Da. Ceea ce fac eu acum este cu adevărat unic în lume, pentru că vă povestesc vouă ce sarcină aveți voi și ce important este să învățați în fiecare zi. Cât de minunat este ca să ajungeți să preluați ștafeta. Ați văzut la alergare aceeași la ștafetă? Da. Să predă la un... Da? Să aleargă pe o porțiune când s-au epuizat resursele din altă, din altul. Așa și voi vă puteți face. Te rog să dă drumul să-mi spune ce ai putea spus. Zi, Cristina. Decisiune. Comparați numerele. Amic. 15 la puterea 27. 15 la 27. Și 15 la puterea 72. 15 la 72. Cine credeți voi că e mai mare? 15 la 72. Dar de ce? Pentru că, într-un fel, e logic. Dă mai mic numărul 15 de 27 de ori când îl scriem, da, decât 15 de 72 de ori. Asta este. Deci, baza este aceeași, nu? Da. Exponenții sunt... Iată, 27, chiar așa scriem, 27 este mai mic decât 72. Și atunci rezultă că 15 la 27 e mai mic decât 15 la 72. Vezi? Având aceeași bază, Cristina, ai avut aceeași bază, exponentul cel mai mare dă răspunsul. El e mai mare, nu? Cel care are exponentul mai mare, e mai mare. Corect. Te rog, altul? 26 la puterea 123. 26 la 123, cu vecinul său. 24 la 123. Cum 24? Da, 24 la 123. Așa, da. Tot același exponent. Da. M-am mai speriat. Tot 26 la puterea 123 este mai mare, pentru că baza este cu 2 mai mare ca... Deci exponenții sunt aceiași. Da. Și atunci cine dirigează? Baza. Cu baza mai mare, nu? Da. Deci de aici rezultă. Scriem așa. Cum 24 e mai mic decât 26, da? Da? Rezultă că 24 la puterea 24 la 123, da? 123 este mai mic, am luat eu cu mai mic, da? Mai mic decât 26 la 123. Dacă luăm invers, 26 mai mare, așa se întâmpla, aveți o dreptate. Sensul trebuia spus așa, să mai zis tu. Te rog, altul? 2011 la puterea 1. Deci 2011 la puterea 3. 2011 la puterea 3. Și vecinul său? 40.234 la puterea 0. Se comparăm pe cei doi.
Deci 2011 la puterea 1 și 40.234 la puterea 0. Păi dacă e la puterea 0, dă 1, adică 2. Adică 1? Da. Și ca și mai spune 2011 și să-l comparăm cu 1. Da, da. Păi cine mai e? Dar eu spus și sunt mult mai mare. Da. Mult mai mare. Adică... Pentru că orice număr de la... Puterea 0. Așa, orice număr la puterea 0 face 1. La puterea 0 face 1 și orice număr la puterea 1 face același număr. Sigur că da. Deci atunci noi zicem repede că 2011, Cristina, te rog să spui, este mai... 2011 este mai mare ca 40.211 la puterea 1. Da. Este mai mare ca 40.234 la puterea 0. De ce 2011 la puterea 1 face 2011? Sigur că da, face 2000. Iar 40.234 la puterea 0 exact face 1. Așa. Mai mare decât 1. Corect. Altceva. 2. Comparați numerele următoare, observând că au aceeași bază. 15 la puterea 27 cu 15 la puterea 72. 15 la puterea 27 cu 15, vecinul său, 15 la puterea 72 este la fel, 15 la puterea 27 este mai mică, pentru că am avut-o și sus. La corect, da. Este aceeași poveste, înseamnă că e mai mică ăsta, a bazei fiind egale, exponenții ne dirigează. Da. Și zicem că 15, dă răspunsul, 15 la 27 este mai mic. Mai mic ca 15 la puterea 72. Și motivăm de ce. Pentru că 27 e mai mic decât 72. Da. Punctul B. 26 la puterea 123. Deci 26 la 123. 26 la 123 cu 26. 1234. 1234. 34. Și logică, 26 la 123 este mai mic. Sigur că da. Și scrim așa, redactor. Cum 123 decât 1234, rezultă că 26 la 123 mic decât 26 la 1234. Da, te rog. 2011 la puterea 3 cu 2011 la puterea 5. 2011 la a 3 cu vecinul 2011 la puterea 5. La puterea 5. 2011 este mai... La puterea 3 este mai mic ca 2011 la puterea 5. Deci, o să zicem așa. 3 e mai mic decât 5. Rezultă că 2011 la 3 e mai mic decât 2011 la puterea 5. Exercițiul 3. Comparați numerele următoare, observând că au aceleași exponenți. Am. 15 la puterea 27 cu 15. 15 la puterea 27 cu vecinul. 17 la puterea 27. 27. Ștefania, care e mai mare? Mai mare este 17 la 20. Corect. Deci zicem, cum 15 e mai mic decât 17, rezultă că 15 la 27 mai e mic decât 15 la a 17. La 27, pardon. Tot 27 au același exponent. Da. Exercițiul B. 26 la 123. 26 la 123. Cu 24 la 123. La 123. Iar 26 la 123 este mai mare ca 24 la 123, deoarece 26 este mai mare ca 24. Deci o să zicem așa. Pum, pum. 26 e mai mare decât 24. Rezultă că 26 la puterea 123 e mai mare decât 24 la 123. Ce? 2011 la puterea 14 cu 2010 la puterea 14. 2011 la puterea 14 cu vecinul 2000. Cât ai zis? 2010 la puterea 14. 2010 la puterea 14. 2011 la puterea 14 este mai mare ca 2010 la puterea 14, deoarece 2011 este mai mare ca 2010. Deci zicem, cum? 2011 este mai mare ca 2010, rezultă 2011 la puterea 14 este mai mare ca 2010 la puterea 14.
Corect. 4. Comparați numerele. Am mic. 3 la puterea 22 cu 2 la puterea 33. 3 la 22 cu? 2 la 33. 2 la 33. Cum? Ce ai făcut aici? 3 la 22? Da. 3 la 22 și 2 la 33. Nu știu, dar aici ne-au plecat de tot. Că unul are cât? Unul are baza 3 și altul 2. Asta e exponentul 22, din coace 33. Nu mai putem să ne uităm. Este drept că baza la asta e mai mare decât din coace, că e 3 mai mare ca 2. Da, dar exponenții sunt... Asta e. Am putea face 33 minus 22. 33 minus 22. Dar nu puteam să cumpărăm, cât e unul față de celălalt. Deci e greu, e rău de pe caiet. Nu, a citit bine. Până acum a fost ușor, acum începe să fie greu. Ce facem? Sunăm un prieten. Nu am putea face 3 de 22 de ori. În loc de 22, cât să zicem? 2 ori 11? Da, 2 ori 11. Ia să facem asta. Ar veni 3... Îl schimb de resubt. 3 la puterea 2 ori 11. Și ăsta să schimb ca fiind 2 la puterea 3 ori 11. 3 ori 11. Da. 3 la puterea... Când se mulțesc exponenții? Era o chestie. Era un moment. Când se mulțesc? Ce operație? Când 3 la 12, totul la 11. 3 la 2, ai zis. 3 la 2, așa. Deci egal mai departe cu 3 la 2, 3 la 2, totul la 11. Față de vecinul? 2 la 3, totul la 11. 2 la 3, totul la 11. Și 3 la 2, 9, totul la 11. Asta e, 9 la 11. Și 2 la 3, 8, față de... Asta e. Păi acum ne dăm seama. Da. Că avem același exponent. Dar în fel era și logic, pentru că 3 se scrie de 22 de ori. Sau 2 de 33 de ori. Cristina, nu era logic deloc. Ba da, pentru că baza ba, este... Tu, tu spui că eu n-am văzut-o. Deci atenție, aici e 3 înmulțit de 22 de ori. Cât face, cât, știi cât face? Enorm de mult. Foarte. Da. 2 de 33 și el face. Da. Dar ei au o sensibilitate, nu da, putem tipă ei. Cum între baza, prima bază care e 3 și a doua care e a doua, așa și la aici cu baza prima 9 și la sfârșit. Ah, da, și am altă șmecherie. Da, dar mă refer acum la bază, nu la exponent. Păi tocmai, acum pot compara. Păi da. Că înainte, acum sunt, au aceeași exponenți. Da. Deci, e tare de tot ieșițiu. Da. Știi cum a făcut autorul ăsta ieșițiu? Spune eu. A plecat la următor lucru. Totdeauna 8 e mai mic decât 9. Da. Tot zic așa. 8 e mai mic decât 9. Șmecher. Gata, l-am prins. Deci l-am descoperit. Așa a plecat. 8 e mai mic ca 9. Și a ridicat totul la puterea a 11. Și în stânga și în dreapta. Deci cum 8 da, e mai da, mic, da. Da, da. Dacă, deci 8 e mai mic ca 9. Rezultatul atunci că 8 la 11 e mai mic decât 9 la a 11. Asta a făcut el. Da, da? Putea zic și la puterea 17. Și la 23. Totdeauna. Da. Fiindcă 8 e mai mic decât 9, dacă ridicăm la aceeași putere și stânga și dreapta, egalitatea se păstrează. Și acum, ca să... Ca să se depărteze de ghișițiu, să se ascunde ghișițiu, a zis așa, echivalent, acum așa. Pe 8 îl zicem 2 la 3. Da. Deci vine 2 la 3, totul la a 11, e mai mic decât 3 la 2, totul la 11. Și echivalent cu 2 la 3, totul la... 2 la 3, totul la 11, face 2 la 33, mai mic decât 3 la puterea 22. El a știut cum este. Și o știa să este între ele. Și comparați voi. Asta e șmecheria. Deci pleacă de la un adevăr. La faptul că 8 e mai mic decât 9, putem compune și noi câte vrem. Ia să vedem ce facem.
8 e mai mic decât 9. Și ridicăm la puterea cât ambii, dacă îți ridicăm. Dați voi un număr. 13. La 13. Deci ridicăm la 13, deci rezultă de aici. Că 8 la 13 e mai mic decât 9 la 13. 9 la 13. Da. Echivalentul, în loc de 8, cât se zice? 2 la 3. Deci vine 2 la 3, totul la 13. Mai mic decât 3 la 2. 3 la 2, totul la 13. Echivalent, traducem. Echivalent cu... 2 la 3, totul la 13, ce face 2 la... La 39. Da, 2 la 39. Mai mic ca 3 la 26. 3 la 26. Și acum, dacă ștergem ăsta, zice, comparați numerele. Da. Tu trebuie să mergi înapoi. Da. 39 zici ca fiind 3 ori 13. 26 ca fiind 2 ori 13. Așa. Și te întorci înapoi și ajungi la compararea lui 8 la 13 cu 9 la 13. Și acum hotărăști, da, e adevărat. Deci mersul înapoi. Da? Asta este tehnica. Dar ca să facem unul și mai tare acum, fii atent ce spun. Ăsta e adevărat că e mai mic decât 2 la 38? 2 la 38 e mai mic decât 2 la 39? Da. Dar ăsta e adevărat că e mai mic. 3 la 26 e mai mic decât 3 la 27? Da. Și atunci eu zic, comparați 3 la 38 cu vecinul său, care e mai departe, cu 3 la 27. În momentul ăsta i-am terminat. Deci cei care s-au apucat... Da. Tot 3 la 38 este mai mare ca 3 la 27, pentru că avem așa... Nu, 2 la 38 trebuie la 2 la 38. Deci compară de 2 la 38 cu 3 la 37. Deci în clipa asta ești tot devenit foarte dur. Foarte dur. Cum să compari tu pe 2 la 38 cu 3 la 27, că unul are baza 2, altul baza 3, unul are baza 38, altul are, are exponentul 38 cel la 27. Faptul că eu am avut în vedere asta care, pe care o pot face și m-am depărtat un pic spre stânga, cu 1 și pe dreapta cu 1. Deci la 3 la 26 e mai mic decât 3 la 27 și 2 la 38 e mai mic decât 2 la 39. Sunt în momentul de față în cel mai tare egheșițiu pe care l-am făcut noi acum și vă rog acasă la școală să dați colegilor muștei. Da? Spre să se compare 2 la 38, am compus un egheșițiu acum. Cristina, am compus un egheșițiu foarte tare. 2 la 38 cu 3 la 27. Care e mai mare? Tu știi că 2 la 38 e mai mic decât 3 la 27, avem șmecheria asta, pe care ai scris-o? Nu ai scris-o? Scriu acum. Ce mai facem noi? Din ce ați descoperit, ușor, ușor ne ducem spre ceea ce înseamnă compunerea de egheșiți. Da? Vrem să arătăm că și noi suntem puternici, suntem la nivelul propunătorilor de subiecte. Deci în momentul de față am compus un egheșițiu. Vă rog să vedeți acasă ce câți dintre colegii voștri și cu domnul profesor discutați, sau doamna profesoară, doamna profesoară știe de stat. Nu cred. Noi am făcut o șmecherie și nu-i chiar simplă. Uite, te duci așa? Promiți? Da. Dar nu e nicio chestie. Am găsit egheșițul ăsta. Cum îl facem? Deci nu-i vorba de a pune la încurcături, ci... Scrie pe 38. E așa. Ca 2 la... Așa. Nu prea mergi. Da. Deci dacă se prinde de chestia asta, are șanse. Dacă nu se prinde, nu are nicio șansă. Da. Deci stă acolo și plânge lângă egheșițul mult timp. Așa se face egheșițul.
Deci se confundă cu șmecherii de astea, stau, autorii stau și analizează niște chestii, așa și arată și ajung să compare așa ceva. Ne oprim aici. Nu, n-am putut rezista să nu compun nici noi greșite, nu? Sinteza. Dar sinteza zilei, sigur că da, sinteza temei. Zicem așa. Celelalte care le ai acolo, Cristina, sunt la îndemână, pentru că nu sunt Italia astea. Da. Sunt mai la îndemână, mai ușurele, da? O să te descurci. Și dacă nu te descurci, sună un prieten. Te ajut? Adică prietenul știi care este, prof online. Sună un prieten și vei găsi acolo răspunsul. Deci, apropo de asta, dacă ați ști voi câți copii mă sună, da, mi s-a întâmplat și în timpul lecției să mă sune câte cineva. Am și eu negășiți, domnul profesor, mulțumesc, mă ajutați. Cei care urmăresc, mai ales la clasa respectivă, am la clasa 11 pe cineva, pe George, de la Buzău, parcă, sau așa, care nu mă iartă deloc. Eu, Toma, sunt obosit și el mă pune la treabă atunci când eu nu-mi doresc deloc. Așa. Sinteza zilei. Ce am făcut noi astăzi? Puteri. Da? Puteri. Puteri. Bun. Puteri. Proprietăți. Nu? Proprietățile le-am văzut pe toate. Compararea a două. Ce? Da. Compararea a două. Doi. Compararea a două puteri. Compararea a două puteri ce au aceeași bază, aceeași exponenți uneori și baze diferite și exponenți diferite, mare pericol, da? Ultima instanță, da? Ce au? Baze diferite, hai să luăm pe asta, baze diferite și exponenți diferiți. Asta am făcut. Ultima chestiune mi-a plăcut cel mai tare. Ne oprim aici. La revedere, dragilor! Mulțumesc frumos, doamnă profesor! Și eu... Vă spun că facem niște lucruri de excepție. Da. Și o să ajungem. Are lucrare și... Când? Luni. Nu. No.